Cel mai mic număr de noi îmbolnăviri a fost înregistrat chiar ieri, când au fost 14 cazuri de coronavirus la nivelul întregului județ. Autoritățile din sănătate confirmă perioada cu cifre mai puțin îngrijorătoare, însă susțin că, în puținele cazuri de COVID ajunse în atenția medicilor, avem de-a face cu forme grave ale bolii. Și să sperăm că se va menține scăzut, dar trebuie să știți că cazurile grave au rămas la fel de numeroase, adică puțin din cei care se prezintă și sunt dovediți pozitivi nu impun spitalizare și unii chiar nu solicită asistență de tip terapie intensivă. Deci încă secțiile de terapie intensivă sunt pline, chiar dacă rata de infectare la ora asta a scăzut. Nu știu dacă este o scădere reală, adică dacă oamenii nu așteaptă să treacă sărbătorile ca să poată să-și aducă aminte că sunt bolnavi, ceea ce ar fi destul de dificil și pentru noi ca județ și ca morbiditate și pentru ei ca și stare de sănătate. Să sperăm că nu și că ei s-au dus să fiecare și-a găsit un medic care să-l vadă și să-l concilieze și atunci lucrurile ar sta binișor. În municipiul Buzău, în doar o săptămână, rata de infectare a cunoscut o scădere importantă de la 3,20 la 2,05 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. În ultimele două săptămâni au fost înregistrate 267 de cazuri noi de COVID în orașul Buzău. Totuși, se caută în continuare soluții pentru suplimentarea numărului de paturi destinate tratării bolnavilor de COVID. Varianta spitalului CFR este din nou avansată de responsabilii de la DSP Buzău. Să sperăm că de data asta veștile intră la categoria vești bune. S-a modificat un pic protocolul care inițial a fost lansat de Galați, întrucât criteriile acelui protocol erau aproape de nerealizat în ideea în care pacienții cu parametrii de funcționare pe care ei i-au dat nici nu mai au nevoie de spitalizare. Deci am mai coborât acești indicatori de comun acord cu tot colectivul de medici din Spitalul CF Galați și împreună cu specialiștii noștri pneumologi și cu directorul medical. Se va reface astăzi protocolul și sperăm că de mâine lucrurile să intre în linie dreaptă, adică deja să dăm drumul la transferul. În prezent, la nivelul județului Buzău, este activ un singur focar de COVID la secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență, unde în urmă cu aproape două săptămâni au fost înregistrate 7 cazuri de COVID.